Bună dimineața! Mulțumesc, Radu! O să exagerez mai departe. Eu aici nu mă reprezint pe mine, reprezint pe Dacian Cioloș. Personal, m-a rugat să reprezint aici, deci nivelul este mult mai ridicat. Sunt foarte bucuros să particip la această celebrare pe care o face guvernul și pentru că eu sunt... Văd în sală printre cei mai bătrâni, în vârstă să spunem, cu experiență. Dați-mi voie să fiu un pic nostalgic pentru acest cuvânt de început. Și mi-am adus aminte acum că, exact așa, pe vremea asta era o ploaie când veneam spre Parlament, eram proaspăt ministru atunci pentru prima dată și mă întâlneam cu Mona Muscă pentru a pune, era în 2001, pentru a o primă discuție în legătură cu legea liberului acces la informații. Vreau să spun că în 2001, alături de Mona Muscă și de alți parteneri din societatea civilă, am deschis oarecum un parteneriat între guvern și societatea civilă. Am construit atunci legea liberului acces la informații, care și astăzi se află la baza, să spunem, templului societății deschise, dacă e să folosim un asemenea concept. Apoi legea transparenței în administrația publică și tot atunci legea petițiilor. Cred că acel început, chiar dacă nu știu dacă exista atunci parteneriatul pentru o guvernare deschisă la care noi am aderat ca stat, ca guvern în 2011, dar este începutul, după părerea mea, societății deschise în România, începutul instituțional, ca să spunem așa. De aceea aș vrea să omagiez aici pe câțiva oameni care au lucrat atunci. O să uit o parte dintre ei, dar cei care, de care mă aduc aminte acum sunt reprezentativ și fără de care nu cred că astăzi am fi fost la nivelul și în locul acesta pe care îl avem în clasamentul țărilor Uniunii Europene. Este vorba de doamna Mona Muscă, un militant pentru societate deschisă, cum sunt foarte rari într-o societate și mi-ar fi plăcut foarte mult să o fi văzut astăzi aici alături de noi. Este vorba de Ioana Avădani, care și astăzi, fiind mai tânăr atunci și astăzi, este un luptător pentru societate deschisă și pentru libertatea presei, pentru libertatea de expresie. Mircea Toma și organizațiile pe care le-a condus în mai multe rânduri sau în mai multe feluri și alții. Dar vreau să spun că acești oameni au fost și cred, sunt oameni pe care îi consider ca fiind foarte importanți în societatea noastră pentru militantismul lor pentru o societate deschisă. Aș spune că faptul că acum 5 ani România s-a alăturat parteneriat confirmă faptul că în România, în societatea noastră, guvernele care au venit în ultimii ani nu consideră transparența un moft, ci consideră transparența ca o modalitate esențială prin care o societate se construiește pe sine, se autoconstruiește. Cred că este importantă informația și face parte din, să spunem așa, calitatea vieții unei națiuni. Un indicator care este de regulă mai greu de măsurat. Am văzut în raportul, sigur, dumneavoastră o să discutați raportul acesta, este un raport consistent și cred că arată un lucru important. România se află, din acest punct de vedere, pe un loc, la mai multe criterii, pe un loc mult mai bun decât se află în alte domenii, cel puțin în Europa. Cred că ar putea să fie și mai bun. M-am uitat la Open Data, unde am făcut un salt foarte mare în clasamentul european. Aici există foarte multe posibilități, însă încă nu suntem pregătiți pentru asta. Cred că ceea ce nu poate să facă guvernul în totalitate, dar poate să facă în parteneriat cu societatea civilă, este să structurăm mai bine cererea socială în ceea ce privește informațiile publice. Eu cred că în acest moment există foarte multe informații de interes public, baze de date deschise, dar care, datorită unei lipse de abilități în materie, nu sunt folosite de către cetățeni. Și cred că o condiție pentru a reuși
să asigure un acces la informație este să consider că accesul nu înseamnă numai a oferi posibilitatea oamenilor de a accesa informații de interes public. Și de a-i pregăti pentru ca să folosească informații de interes public. Asta înseamnă educație. Și știu că nu este un lucru foarte ușor. Din păcate, noi avem și o disciplină, educație civică, la școală, care mi se pare că ar trebui lucrat mai mult la această programă, pentru că este mai degrabă un fel de educație cetățenească, ca să spun așa, în sensul științelor sociale, cu noțiuni legate de instituții, dar nu îl pregătește pe individ, pe tânărul, pe copil, îl pregătește pentru ca să înțeleagă societatea informației de astăzi, societatea comunicării în care am intrat astăzi, modul în care astăzi puterea se distribuie mai discret sau nu în societate și cum poți să ai accesul la centre de putere. Apoi, aș mai spune că educație nu înseamnă numai să fie activ în a te informa. Educație pentru o societate deschisă cred că înseamnă și un training pentru a acționa, pentru a ieși din tăcere. Cetățenii astăzi resimt o foarte mare pasivitate, nu acționează pentru că au sentimentul neputinței de a schimba. Cred că nu numai informația în sensul ei cognitiv, să spunem așa, informația trebuie să ducă și la acțiune. Și ceea ce astăzi punem la dispoziția publicului, trebuie să oferim alături de rețete și de bune practici. Ceea ce se întâmplă, și cred că societatea civilă ne aduce mereu în față, este un lucru important. Exemple importante. Acest guvern, cred, guvernul condus de Dacian Cioloș, chiar dacă este un guvern scurt, pe termen scurt, să spunem așa, a arătat un lucru care este esențial. Dialogul cu cetățenii și participarea cetățenilor la decizii a devenit o practică. Cred că aici s-ar putea să mă înșel, dar nu știu să existe în Europa o instituționalizare a transparenței și societății deschise, cum există în acest moment prin faptul că la Guvernul României există un ministru, un minister care se ocupă de transparență și dialog civic. Dincolo de dialogul social tradițional, care s-a structurat în așa fel încât nu funcționează întotdeauna pentru cetățeni și mai mult pentru alte forme de interese. Dialogul guvern, patronat, sindicate și celelalte deja este o formă de putere structurată și de conflict structurat, care nu produce ceva nou de multe ori. Dialogul civil și aducerea societății civile la mai aproape de decizie, cred că este un lucru foarte important și cred că acest guvern demonstrează asta. O felicit pe colega mea, Violeta Alexandru, provine din societatea civilă și este unul dintre cei mai puternici miniștri pe care i-am cunoscut eu până acum, ca forță interioară și ca forță de a urmări o idee. Ne este foarte greu tuturor cu ea în Guvernul României și asta e un indicator de eficiență. Aș mai spune un lucru înainte de a încheia. Lipsa de informații într-o societate este o boală, este o patologie. Și de cele mai multe ori nu ne dăm seama că suntem bolnavi de lipsă de informație. Sunt câțiva indicatori care ne pot aduce să înțelegem asta. Câteva simptome ale lipsei de informații ca patologie. Atunci când ești sigur pe ceea ce crezi, când știi foarte clar din ce cauză nu funcționează, nu trăiește fiecare om din România foarte bine, când știi clar că există o singură cauză, atunci este clar că ești prost informat și că ai nevoie de asta. Când crezi că un singur om politic sau un singur partid ar putea să facă România și lumea fericită, înseamnă că ai o problemă și ești atins de virusul lipsei de informații. Când crezi că există un dușman în afara României, sau mai mulți care vor să subjuge poporul român, atunci ești lovit de acest virus. În fine, mai sunt și alți indicatori. Când vezi
trădătorii de țară la fiecare pas și mai ales când crezi că nu poți face nimic ca individ, ca cetățean, nu poți face nimic, sistemul e mai puternic decât orice, nu poți decât să suferi și să scrii elegii civice. Această boală a lipsei de informație și a descurajării în fața sistemului poate fi combătută prin modul în care România aplică parteneriatul pentru o societate deschisă. Îi felicit pe tinerii de la Guvernul României, care de câțiva ani au preluat această inițiativă. Guvernul Cioloș are în acest moment toată deschiderea pentru a restarta, să spunem așa, pentru a da un plus de avânt acestui parteneriat. Cred că acest parteneriat voluntar poate acționa mai bine și mai eficient decât parteneriatele care erau impuse prin diverse acorduri dintre state. Mă bucur că este atâta lume interesată de acest subiect. Vă felicit, îi felicit pe organizatori și vă doresc succes!